I se mai spune în termeni științifici curcuma lunga și de secole întregi este folosit ca medicament, condiment și colorant natural. Oamenii din lumea întreagă prepară ceaiuri, limonade, lateuri și se bucură din plin de proprietățile miraculoase ale turmericului. Hai să descoperim care sunt cele mai simple și eficiente metode de a consuma această minunată rădăcină. Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, să ai o piele frumoasă, să ai o stare de spirit mai bună sau dacă vrei un păr puternic și regenerat, atunci continuă să vezi acest videoclip. Asigură-te că apeși butonul de abonare la canal. Abonamentul este complet gratuit, nu te costă absolut nimic, tu vei vedea când voi posta un nou videoclip, iar eu aș aprecia enorm să te abonezi. 11. Turmericul reduce grăsimea de pe burtă și ajută la scăderea greutății corpului. Este extrem de recomandat în curele de slăbire. Turmericul accelerează metabolismul, poate ajuta corpul să ardă rapid grăsimea, previne ca noi celule de grăsime să se dezvolte, reduce pofta pentru mâncăruri grase, înlătură fluidele în exces din corp și înlătură toxinele. Pentru a te apropia și mai mult de obținerea siluetei la care visezi, iată câteva moduri practice prin care poți consuma turmericul. Apă cu turmeric. Amestecă jumătate de linguriță de turmeric pulbere cu un pahar cu apă. Poți adăuga și puțină miere dacă dorești. Dacă ai diabet, evită mierea. Bea apă cu turmeric în fiecare dimineață și seară dacă vrei să scapi rapid de kilogramele în plus, mai ales de grăsimea de pe abdomen. Ceai de turmeric. Ceaiul de turmeric este considerat a fi cel mai bun ceai pentru detoxifierea organismului. Puterea lui constă în faptul că are în componența sa uleiuri esențiale, potasiu, magneziu, calciu, vitamina C și vitamina E, zinc, fier și lista este lungă. Ceaiul de turmeric stimulează metabolismul și duce la arderea grăsimilor. Cum se prepară ceaiul de turmeric? Pune la fiert pentru 10 minute 4 cânți de apă și o linguriță de turmeric. După cele 10 minute, strecoară ceaiul și lasă-l puțin să se mai răcească. Bineînțeles că se poate îmbogăți cu puțin suc de lămâie și se poate îndulci cu miere neprocesată. Turmeric la te. Seara înainte de culcare ne putem delecta cu un pahar cu lapte în care am adăugat o jumătate de linguriță de turmeric. Dacă dimineața nu ai timp pentru ceaiuri, atunci poți prepara o pastă din miere cu turmeric pe care o poți lua cu tine oriunde, chiar și în vacanță sau la birou. Pasta de miere cu turmeric accelerează procesul de slăbire. Se amestecă 4 linguri de turmeric pudră cu 4 linguri de miere. Putem adăuga și puțină scorțișoară sau pulbere de ghimbir. Este foarte important să asigurăm absorpția curcuminei din turmeric și în acest sens este necesar să adăugăm puțin piper negru în amestec. Mixtura se depozitează într-un borcanel curat, poate fi păstrată până la 2 săptămâni la temperatura camerei. Dacă este prima dată când consumi turmeric, începe cu o doză micuță. Dimineața pe nemâncate se administrează câte o jumătate de linguriță de pastă de miere cu turmeric. Putem să folosim pasta de miere și turmeric așa cum este sau să o amestecăm cu un pahar cu apă călduță. Consumă acest amestec timp de 7 zile la rând. Cura poate fi repetată după o pauză de 2 zile. 10. Dacă vrei ca dinții tăi să strălucească precum în reclamele la pasta de dinți, atunci dă-i turmericului șansa să-ți arate ce poate face. Ai nevoie de o periuță de dinți, ulei vegetal, poate fi ulei de floarea soarelui, de cocos sau de măsline, pudră de turmeric. Pasul 1. Înmoaie periuța ta de dinți într-un pahar în care ai pus ulei. Pasul 2. Înmoaie periuța de dinți în pudră de turmeric. Pasul 3. Spală-ți dințișorii timp de 2-3 minute, exact așa cum o faci cu o pastă de dinți și clătește gura cu apă curată. Repeta acești pași timp de 2-3 ori pe săptămână. În doar o lună de zile, rezultatele te vor lăsa cu gura căscată de uimire. Nu, nu vei rămâne cu dinții de un galben auriu. Dinții tăi vor deveni mai albi. 9. Curcumina din turmeric poate preveni căderea părului prin întărirea foliculilor de păr. Dacă avem folicul de păr puternici, părul va crește mai repede și mai riguros. Fă un amestec dintr-o lingură de turmeric la 3 linguri de ulei vegetal. Poate fi ulei de cocos, de măsline, de ricin sau chiar de floarea soarelui, dacă este presat la rece. Aplică pasta la rădăcina firelor de păr și lasă să acționeze timp de 30 de minute. Apoi spală părul ca de obicei.
Pentru rezultate vizibile în timp scurt, repetă timp de 2-3 ori pe lună. 8. Pielea ta va avea un aspect întinerit. Turmericul îmbunătățește procesul de detoxifiere și ajută la combaterea radicalilor liberi, responsabili pentru deteriorarea celulelor și a ADN-ului. Astfel, pielea ta nu doar că va arăta, dar va fi mult mai curată, detoxifiată și își va menține sănătatea pentru mai mult timp. Există măști pe bază de turmeric recomandate pentru a trata mai multe probleme ale pielii. Vrei o mască de față cu turmeric pentru a avea o piele cu aspect întinerit? Amestecă o linguriță de lapte sau lapte de cocos, o linguriță de miere și o linguriță de turmeric pudră. Pentru mai multă luminozitate poți adăuga și puțină zeamă de lămâie, dacă știi că nu ai pielea sensibilă la vitamina C. Aplică masca pe față, pe gât și pe decolteu și stai cu ea timp de 10-15 minute. Spală cu apă călduță. Repetă după câteva zile și țin-o așa timp de o lună. Fă o pauză de 3 luni de zile dacă vrei să reiei procesul pentru încă o lună. Curcuma este un excelent antioxidant și detoxifiant. Mierea are și ea proprietăți antibacteriene și hidratează bine pielea. Laptele face pielea mai catifelată, mai luminoasă, proaspătă. 7. Turmericul poate fi utilizat și la tratarea depresiei. Depresia apare în urma unui dezechilibru mental și are ca simptome o stare de spirit proastă, anxietate și insomnie. În cazul în care suferi de o mică depresie, încearcă să bei apă cu turmeric sau limonadă de turmeric în fiecare zi. Cum se face limonada de turmeric? Ai nevoie de 4 pahare cu apă rece, 2 linguri de turmeric pudră, 4 linguri de miere, jumătate de pahar de suc de lămâie. Amestecă bine toate ingredientele. Înfruptă-te din frumoasa și delicioasa ta limonadă care îți va alunga norișorul cenușit de deasupra capului și care îți va aduce din nou buna dispoziție în viața ta. 6. Proprietățile antiinflamatorii și efectele antibiotice uimitoare ale curcumei fac din turmeric un remediu antiviral excelent. Îl poți folosi pentru a preveni și a combate răceala, sinuzita sau curgerea nasului. Amestecă o jumătate de linguriță de turmeric cu un pahar de ulei de in. Pune amestecul la baie marină până când vei simți un miros puternic pe care îl vei inhala timp de 1 până la 2 minute, de 2 ori pe zi. Efectele antibiotice vor opri înmulțirea bacteriilor și vor combate rapid răceala. De asemenea, ca să ții departe o răceală, poți pune o jumătate de linguriță de turmeric pulbere într-un pahar cu apă fierbinte sau lapte. Această soluție se bea seara înainte de culcare. 5. S-a ajuns la concluzia că turmericul poate reduce inflamația la nivelul gâtului. Curcuma are proprietăți antimicrobiene și antiseptice și aceasta poate opri înmulțirea paraziților și a bacteriilor. Cum putem să tratăm durerile de gât cu ajutorul turmericului? Într-un pahar cu apă fierbinte, amestecă o jumătate de linguriță de sare cu o jumătate de linguriță de turmeric. Fă gargară cu această soluție timp de 3 ori pe zi. O să simți că starea gâtului tău se îmbunătățește. 4. Vindecă rănile, arsurile și zgârieturile. Așa cum am spus deja, turmericul este un puternic antibiotic natural. Împiedică formarea radicalilor liberi și oprește inflamația, făcând posibilă vindecarea rapidă. Amestecă jumătate de linguriță de turmeric cu jumătate de linguriță de ghimbir pudră și foarte puțină apă, cât să formeze o pastă. Aplică mixtura pe zona afectată o dată pe zi și cât de curând vei vedea efectul. 3. Turmericul te ajută să scapi de acnee. Atât medicina ayurvedică, dar și medicina modernă folosesc din plin puterile turmericului pentru a trata afecțiunile pielii. Acneea este în general provocată de o bacterie, destul de rezistentă la antibiotic. Dar turmericul s-a dovedit a fi o metodă naturală care chiar are efecte în acest sens. Ca și administrare internă, obișnuiește-te să consumi zilnic turmeric, fie adăugat în mâncare, fie bei ceai sau o limonadă de turmeric. Ca și metodă externă, îți propun o mască pe care o vei aplica local, doar în zona cu probleme. Fă un amestec omogen dintr-o lingură de gel natural de aloe vera și un vârf de linguriță de turmeric. Aplică mixtura punctual în zona cu probleme, apoi spală cu apă călduță. Repetă procedura de 3 ori pe săptămână, timp de o lună de zile. Dacă nu ai gel de aloe vera, înlocuiește-l cu miere neprocesată. Poți adăuga și un praf de scorțișoară pentru un efect și mai puternic. 2. Curcumina are puternice proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta semnificativ la reducerea durerilor articulare. Se poate realiza o pastă pentru aplicații locale.
Amestecă o lingură de miere cu o lingură de turmeric și 2-3 căței de usturoi. Aplică amestecul pe zona cu probleme pentru 15-20 de minute în fiecare zi, timp de 2 săptămâni. 1. Reglează circulația sângelui, purifică sângele și previne apariția bolilor cardiovasculare. Consumul regulat de ceai de turmeric scade de până la 4 ori riscul de accidente cardiovasculare. Curăță în mod natural sângele și luptă împotriva hipertensiunii arteriale. Consumul zilnic de turmeric ne ajută și să reducem nivelul de zahăr din sânge. Într-un pahar mare cu apă rece sau la temperatura camerei, pune o jumătate de linguriță de turmeric, o jumătate de linguriță de piper negru și o felie de lămâie. Bea acest amestec zilnic. Efectul este instant. Atenție! Să nu folosești acest remediu dacă ai probleme cu stomacul. De asemenea, se pot adăuga 2-3 lingurițe de praf de turmeric în orice aliment, în pilaf, salate, spaghete și chiar și în mâncărurile noastre tradiționale de zi cu zi, ciorbe sau tocănițe. Este bine să consumăm turmericul împreună cu piper negru. Cum turmericul este compus dintr-o substanță activă numită curcumină, tot așa piperul negru este constituit din piperină. Piperina stimulează absorpția curcuminului, facilitând trecerea acestuia în fluxul sanguin. Când consumăm turmericul cu piper negru, beneficiile pentru sănătate sunt la nivel maxim. Îmi dau seama că există și persoane care nu au o afinitate față de gustul turmericului și trebuie să specific faptul că și în acest caz există o soluție. Există suplimente alimentare cu turmeric, ba chiar și turmeric cu piperină. Se găsesc în farmacii și în magazinele cu produse naturiste. Doar că eu nu mă bazez așa de mult pe suplimentele alimentare. Eu prefer planta în forma ei cât mai naturală posibil. În cazul în care nu găsim rădăcină întreagă de turmeric, putem să folosim turmericul sub formă de pulbere. Mai cunoști alte beneficii ale turmericului? Te invit să le împărtășești cu drag în zona de comentarii, ca să ne bucurăm cu toții de ele. Ca în fiecare video, îți amintesc și acum că absolut orice schimbare de alimentație pe care dorești să o faci, este bine să o discuți cu medicul tău. Te felicit pentru faptul că ești o persoană interesată de sănătatea ta și îți mulțumesc din suflet că mă urmărești. Te invit să împarți acest video cu prietenii tăi în cazul în care crezi că îi va ajuta și pe ei. Și în cazul în care nu ai făcut-o deja, aș aprecia enorm dacă ai alege să te abonezi la canal. Este complet gratuit, nu te costă absolut nimic, dar eu aș aprecia foarte mult dacă ai alege să te abonezi la canal. Mulțumesc!